Draga mea și dragul meu, te binecuvintez în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Indiferent unde ești, indiferent ce faci acum, dacă poți, ascultă câteva secunde ceea ce spun acum. Îngăduie-mi să spun o rugăciune astăzi pentru tine și să-ți adresez o rugăminte. Tată din ceruri, pocoară-ți mâna ta peste noi și peste această persoană care acum se uită la mine și se roagă împreună cu mine. Vezi, Doamne, bucuria ei sau neputința sau necazul ei. Doamne, în această zi minunată, noi creștini ortodoxi și mulți alții împreună cu noi vom sărbători Sfânta Învierea Ta. Dar sunt mulți, Doamne, care nu pot să ajungă la Sfânta Biserică. Sunt mulți care sunt plecați în lumea întreagă. Multe persoane care nu sunt lângă familiile lor. Sunt mulți oameni, Doamne, care sunt pe patul spitalelor. Sunt mulți, Doamne, care sunt în închisori. Sunt mulți oameni care sunt răpiți, sechestrați, care nu pot să-și vadă familiile lor în această zi frumoasă de sărbătoare. Doamne, îngăduie, Doamne, ajută, Doamne, iartă-ne, Doamne, pogoară-ți mila asta peste noi și peste toate persoanele din lumea aceasta, toți oamenii din lumea aceasta care au nevoie de mila și de ajutorul Tău cel mare și peste această persoană care cum se uită la mine, draga mea și dragul meu, fie ca mila bunului Dumnezeu să se pogoare peste tine și îngăduie-mi acum la sfârșit să-ți adresez două rugăminți. De suflet. Dacă vrei să le asculți, m-aș bucura. Iar dacă nu, transmite mai departe. Poate este cineva care vrea să asculte. În primul rând, toți creștinii, sau cei mai mulți, să spun așa, în această zi se pregătesc pentru mare sărbătoare, pentru învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și foarte mulți au pe masă ceea ce le trebuie. Foarte mulți au mese îmbelșugate. Foarte mulți au familie lângă ei. Foarte mulți poate însă nu au ce pune pe masă. Dar tu, cel care te uiți acum la mine sau cea care te uiți acum la mine, am această rugăminte la tine. Indiferent dacă ai o masă îmbelșugată, dacă ai ce pune pe masă sau dacă nu ai nimic, poate ai doar o bucată de pâine și o cană cu apă. Bucură-te împreună cu noi, cu toți creștinii, la această mare sărbătoare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Bucură-te și dă slavă Dumnezeu, pentru că va veni ziua când vei avea și tu suficient. Iar dacă ai suficient și poți să dai și celor care au mai puțin, te rog, fă acest lucru, pentru că, în primul rând, îți vei face ție o mare bucurie. Deci fii mulțumit cu ceea ce ai și dă slavă Dumnezeu cât ai, mult sau puțin. Iar dacă ai bucuria și bogăția de a avea pe cei dragi lângă tine, Doamne, pogoară-ți mila ta peste această persoană și fă-o să înțeleagă cât de mare este această binecuvântare la tine. Și ultima rugăminte care vreau să o adresez, dragul meu și draga mea, dacă astăzi știu că foarte mulți credincioși creștini nu au posibilitatea să ajungă la Sfânta Biserică să sărbătorească împreună învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Foarte mulți nu pot sau nu vor și este normal, fiecare să facă ce vrea. Dar dacă tu ești acolo, lângă tine și ai o biserică aproape de tine, mergi în cea mai mare grabă de seară împreună cu toți oamenii și roagă-te împreună lui Dumnezeu pentru toate. Un an de zile întreg, Domnul Dumnezeu te-a păzit de tot ce e rău. Chiar dacă au fost și ispite, poate au fost și necazuri, suferințe, dar astăzi ești viu și nevătămat. Gândește-te că sunt oameni care n-au pe cei dragi alături, lângă ei. Oameni care și-au pierdut părinții sau părinți care și-au pierdut copiii. Oameni care sunt în necazuri foarte mari, cu boli foarte mari, care nu pot să se miște, nu pot să ajungă la Sfânta Biserică. Iar dacă tu poți și ai biserică lângă tine, du-te, dragul meu și draga mea, du-te la Sfânta Biserică. Dă slavă lui Dumnezeu.
Iar dacă poți, bineînțeles, m-aș bucura din suflet și te invit cu drag să vii la Sfânta Biserică Ortodoxă de aici, de unde suntem noi, din localitatea Straubing, din Germania, să ne rugăm împreună să dăm slavă lui Dumnezeu. Ne-am bucurat foarte mult, dar nu este o necesitate neapărat. Dacă nu poți să ajungi aici, du-te oriunde, la orice biserică, cea mai apropiată biserică ortodoxă de tine, sau o comunitate ortodoxă, sau orice altă comunitate care dă slavă lui Dumnezeu și sărbătorește împreună cu noi această mare sărbătoare a învierii Domnului nostru, Iisus Hristos. Este nemaipomenit să ne putem întâlni, să ne putem ruga lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i dăm slavă, să-i sărbătorim sfântă învierea sa. Până acum am plâns și am fost necăjiți că a fost Sfântul și Marele Post. Și poate au fost multe necazuri în viața noastră. Dar astăzi urmează să fie o zi de bucurie. Diseară, când se vor trage clopotele, unde se vor putea trage aceste clopote, sau când vor ieși toți oamenii în fața bisericii și vor striga împreună, Hristos a înviat! Și toți vor răspunde, adevărat a înviat! Doamne, ce frumos poate să fie! Este frumos și toate celelalte urări de Paște care se spun. Toate sunt frumoase. Dar Îngerul Domnului, când a venit atunci și le-a vestit femeilor milonosițe că a înviat Domnul, și a spus, Hristos a înviat! Acesta să fie salutul nostru. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Draga mea și dragul meu, iartă pe toți care ți-au făcut rău, toți cei care te-au îndreptățit, că nu știu săraci ce fac. Bunul Dumnezeu va răspăti fiecare în parte. Tu bucură-te de această mare sărbătoare, dă slavă lui Dumnezeu, dacă poți vin împreună cu noi, să ne rugăm împreună și bucură-te, bucură-te, bucură-te cu toți cei dragi ai tăi de ceea ce ai. Bun sau mai puțin bun, mult sau mai puțin. Te îmbrățesc cu drag, te binecuvântez și te aștept cu drag să ne întâlnim la Sfânta Biserică. Fii binecuvântat sau binecuvântată oriunde te afli în lumea asta mare.